să nu piardă ziua. Bă, n-ați făcut nimic, bă, nici curte, nici nimic, dar nimic, 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 nimic. Ce ați făcut voi, bă, toată ziua, bă? Ha? Ce ați făcut? Mărie, Mărie, când are omul treabă, tu ce faci, fă? Mărie, când are omul treabă să pișă și din drum, auzi, din mers să pișă. Nu șade să se uite pe linie. Mărie, Mărie, sorusa. Al dracii mitroi cu boboteaza ta, cu sufletul din tine. Aulă, săraca, ia cu sapa, ia cu sicera, ia cu ce-a putut și ea. Toată viața ei numai așa a ținut-o. A făcut casă la doi copii. Ia uite, i-a învățat puturoși. Era hupuită de muncă, nu-i venea să stea neamă. Dar neam, odată s-a dus la fiso pe câmp. Să-i ajute, na, tot ea lui. Și el se cera apa muierii. Și s-a luat cu norul s-a la ceartă, așa, dar s-a luat aiure, așa. Și aia nedusă la biserică, a gonit-o de acolo pe săraca femeie. De pe moșia ei, n-a auzit moșia ei. Sta așa săraca cu secera în mână la răscruce. Parcă o bătea vântul așa săraca de ea. Mi-a fost o milă, că nu-i venea să se ducă acasă, că era învățată cu munca. Să nu piardă ziua, zicea săraca. Păi da, și și-a adus aminte că are și ea, care și soră sa, Maria Bălii, oameni, na. Oameni, și s-a dus, ce crede, s-a dus întinsă, în piscu cu boji. Păi da, mâncaseră oamenii. Da, și acum se odineau. Se odineau la umbră, la prânz, așa cum se face, na. Și s-au pomenit cu ea acolo. Da, păi veni și eu să vă ajut la secerat. La oamenii aia tocmiții. Și-a luat postața înainte și gata. Mai pe seară a plâns o țâră sub păr. Săraca vrednica de ea și-a spus: mă, gonine toată aia, auzi, că să nu săcer eu pe locul ei. Și era cât paci să pierd ziua, auzi, să pierd eu ziua de munculița mea acum în toiul muncii mele. Nimeni nu-i dătea nimic pentru muncă. Ce să-i dea? Păi dacă venea așa nechemată. Dar nu-i venea ei să stea degeaba, înțelegeți? Ea era vrednică. Și noră sa, care avea avere, nu știa cum să o pedepsească. Și nu o lăsa să muncească. Îi arăta mereu valea. Și când a murit, a murit de inimă. Vărsase sânge și nea florea și era necăjit, na, că îi zisese și lui la fel. Că s-a dus omul la capul ei și a întrebat-o moartă: Mițo, mai faci trebușoară așa de-n mers, fa? Și noră sa nu s-a dus nici cu lumânare la ea. După ce a ajutat-o toată viața, Banna din s-a ieșit cu pânza. Auzi, a ieșit cu pânza să o înălbească, la fântână în vale, când trecea ea ca moartă așa. Sta așa și nănăia. Moarta a trecut pe lângă fântână. Bine că soacră s-a trece cu convoiul cu ea și s-o îngroape și... Fă, tu ce inima în tine, fă? Ba, și ce, dacă trece ce? Prin odăi,